Sunt extrem de onorat să fiu aici la dumneavoastră. Și cartea pe care am bucuria și, într-un fel, smerenia să vă ofer, este, în esență, o carte despre proiectul național românesc. Este o întoarcere către trecutul și geneza națiunii române, și cea modernă și cea ancestrală, și este, de fapt, o întrebare despre viitorul națiunii noastre. Iar titlul nu este întâmplător, pentru că, așa cum știm din bifurcațiile istoriei naționale românești, există foarte multe ori destinuri improbabile. Națiunea română, și domnul președinte academician Ion Aurel Popa și spus-o de multe ori, că însă și existența națiunii române moderne este un proiect improbabil. Am avut multe bifurcații în istoria noastră, multe momente care lucrurile puteau să meargă pe un alt drum. Vorbeați, domnule prorector, despre Matei Basarab. Ieri am fost la Pudna și am îngenunchiat la mormântul lui Ștefan, cum este normal. Am fost la Muzeul de Istorie din Siret, excepțional de modern și de interesant. Felicitări celor care îl animă și care îl fac să fie unul din cele mai interesante experiențe de acest gen din România. Și acolo am gândit puțin că un alt domnitor important al Moldovei, Alexandru cel Bun, nu este la fel de prezent în conștiința națională, deși el pentru 32 de ani a știut să țină pace. Și a fost probabil unul dintre cei mai abili diplomați dintre domnii Moldovei și poate din domnitorii României. Deci ceea ce încerc să vă spun este că nici viitorul României nu este garantat. Sunt mai multe viitoruri posibile. Și în clipa de față și într-un context internațional care se modifică extrem de tumultuos, nu doar geopolitic, dar și tehnologic, dar și la nivelul ideilor, la nivelul societății, dar și la nivelul societății românești. Suntem în momente cumpănă a istoriei naționale. Așa cum înaintașii noștri au trecut-o, așa cum creionul Bond al sovieticilor și al naziștilor erau să dea Pudna Ucrainei pentru că era prea gros creionul de tâmplărie cu care se jucau cu soarta și cu destinul națiunii noastre, și astăzi suntem în fața unei bătălii pentru viitorul omului. De ceea ce alegem va depinde direcția națiunii noastre pentru anii care vin și deceniile care vin, și pentru noi cei un pic mai experimentați, dar mai ales pentru cele și cei foarte tineri din sala aceasta și din cei care se vor uita la noi și după, va depinde viitorul națiunii noastre. Pentru multe generații de acum încolo, nu este un an obișnuit, nu este o perioadă obișnuită, este o perioadă din acelea, în care așa cum scurești, așa vei merge. Și de aceea cartea mea este o profundă referință istorică. Pentru asta sunt extrem de onorat să fiu aici în contextul acestei importante conferințe. Felicitări organizatorilor. Știu că veniți de la Chișinău, este un moment pentru frații noștri de dincolo de Prut și surorile noastre, este un moment iarăși din acelea. Este pentru prima dată din multe secole când Basarabia și cei care sunt astăzi în Republica Moldova au o șansă care vine odată la 50 de ani, de două ori pe secol probabil, să scape de blestemul geografiei și să vină alături de noi în Europa. Așa cum pentru noi în România avem prima dată șansă în multe, multe secole să nu mai fim granița de vest, de est a vestului, ci prin aducerea Ucrainei, a Moldovei, sperăm și a Georgiei și a Balcanilor, să nu mai fim practic la periferia geografică a Europei, să fim în centrul și în inima Europei, geografic, politic, economic, strategic și ca respect pentru națiunea românească în Europa și în lume. Sunt mai multe viitoruri posibile. Ca om, ca lider politic, care a făcut ceva politică la viața mea mai tânără, eu văd trei viitoruri posibile, uitându-mă puțin și la oferta politică din acest an. Și nu mă ascund să spun că este foarte important pentru noi.
Iar pentru cei tineri, și mă bucur foarte mult că cei care au votat pentru prima dată ca vârstă la alegerile recente, locale și europarlamentare, au votat un număr foarte mare. Sper să veniți în număr cât mai mare la vot, pentru că, de fapt, alegerile astea nu sunt despre cine e președinte, despre ce viață o să aveți voi și copiii voștri și nepoții voștri când ajungeți la vârsta mea, când abia aștept să am și eu nepoți. Și sunt, practic, ca și în trecutul națiunii române, mai multe, dar a spune trei tipuri de viitoruri posibile. Este un viitor al stagnării, al status quo-ului și al mediocrității. Cred că am avut în istoria noastră și momente de mediocritate și am avut tot timpul lider providențial sau responsabil. Am avut și momente în care am bătut pasul pe loc. A fost momente multe în care am pierdut trenul istoriei, în care decalajul de dezvoltare între noi și Occidentul dezvoltat s-a mărit, nu s-a mișorat. Și fără să intru în nicio polemică politică, cred că un anumit mod de a administra politica și statul român, dacă va continua cum este acum, teama mea este, ca român și ca patriot român, este că această perioadă istorică de transformare ar putea să ne facă un deserviciu. Mai există și o altă variantă mai deșuchiată, mai zănatecă, pentru că și ăsta e un curent care există în societatea românească, mai dintotdeauna, să întoarcem spatele Occidentului democratic. Pentru că de foarte multe ori, cu adevărat, ne simțim tratați ca cetățeni de mâna a doua în Europa. Și această nemulțumire firească a românilor și a româncelor, acest sentiment de lipsă de respect care ni se acordă ca nație și ca cetățeni și ca oameni, este folosit în mod abuziv de un anumit curent și filon politic și istoric către ideea mai bine să întoarcem spatele Occidentului și, inevitabil, concluzia e să ne alăturăm puterilor revanșarde care vor să schimbe ordinea politică și strategică actuală. Cred că ar fi o chestiune profund greșită. Prefer să am România în centrul Occidentului, influentă, respectată, jucând rolul pe care îl putem juca și de la NATO văd cât de importantă este România, decât să mergem pe o cărare care ne va duce în mod sigur la riscuri, poate chiar și existențiale pentru România în anii și deceniile care vin. Și mai este o altă cale, calea pe care lideri importanți ai națiunii noastre, nu doar lideri politici, lideri intelectuali, pașoptiști, bălcești, oameni școală ardeleană, oameni care au făcut din proiectul național misiunea și destinul generației lor, ci să avem un proiect politic ambițios, proactiv, asumat, disciplinat, încăpățânat și, vorbind despre NATO și despre armată, într-un fel să bați ritmul la tobă și să știi că lucrurile se pot schimba într-o anumită direcție. Vorbesc despre Matei Basarab. Când am fost la Mănăstirea Arnota săptămâna trecută și, ca și la Ștefan, am îngenunchiat și m-am rugat și am încercat să mă gândesc la perioada sa istorică. El nu a făcut exclusiv chestiuni de natură domnie și codificări de natură religioasă, a făcut și primul cod civil al Valahiei, al țării românești. Așa cum Cuza a făcut prima mare codificare a ceea ce înseamnă un stat modern, european, dintr-unul feudal și oriental. Așa cum brătienii. Am fost în Vâlcea, la memorialul și casa lui Ighe Duca, un fruntaș liberal excepțional, toată lumea vorbește despre brătieni, a fost și un Ighe Duca, a fost și prim-ministru, a fost și asasinat de un curent radical din România. Și acești oameni au codificat proiectul României moderne. Și o conversație pe care decât o scrijelesc la suprafață pentru viitorul României este și care este modelul nostru de organizare politică în România. Pentru că sentimentul meu este că sistemul nostru politic a rămas în urma societății românești. Așteptările de la Unitatea din Suceava, la cei care de la Muzeul de Istorie din Siret, de la cei și cele care vindeau produse afine și miere bucovineană frumoasă la Mănăstirea Pudna, de la cei care au plecat din țară, cei care au rămas acasă. Cred că există în clipa de față
o profundă nemulțumire față de modul în care politicul funcționează și cum hiperpolitizarea statului român, pe meteahnă veche românească, nu-i doar de acum, de fapt creează disfuncții severe în interiorul statului românesc. Vorbea cineva mai devreme despre descentralizare și ăsta e un subiect important. Pentru că înaintașii noștri, făuritorii Marii Uniri, au avut de ales un model, un viitor. Atunci când au reușit să regrupăm, apropo de istorie improbabilă, dacă nu era Woodrow Wilson, probabil că era greu. Dacă nu reveneam eroic la Mărășești, când guvernul nostru s-a refugiat la Iași, puteam să rămânem cu pacea de la Buftea, nu? Uităm de multe ori în istoria noastră, idealizând-o, să spunem că au fost și momente de cumpănă, au fost momente în care țara putea să meargă într-o altă direcție. Iar înaintașii noștri, făuritorii Marii Uniri, au avut de ales un model de organizare a statului, care în mod inevitabil era foarte centralizat, pe model franțuzesc. Am făcut școală de administrație publică la ENA în Franța. Știu ce înseamnă un stat centralizat. Dar nu avea cum să facă altfel. Pentru că adunând Transilvania, Bucovina, Basarabia, Cadrilaterul într-un singur stat, a fost o sarcină titanică, gigantică. Și bravo lor că au propus un model care ne-a permis, cu toate sincopele lui 1940 și toate dificultățile după ocuparea României de către sovietici și căderea în lagărul comunist, au reușit să țină în linii mari statul român modern împreună. O întrebare fundamentală despre viitorul nostru, dacă acest model ultracentralist, în care Bucureștiul decide totul și pentru Suceava, și pentru Botoșan, și pentru Iași, și pentru Cluj, și pentru Dolj, și pentru Constanța sau Tulcea, mai este un model suficient de performant pentru etapa următoare a bătăliei pentru viitorul României. Aceste discuții, conversații, consultare cu tot ce înseamnă oameni care contează în țara asta, din toate generațiile și din toate stările sociale, nu se face în timpul campaniei electorale. Este o profundă greșeală. Este indecent și amoral ca lucruri atât de importante, de modul în care te organizezi ca stat, să fie tratate cu frivolitate într-o logică electoralistă. Este profund respingător ca idee patriotică și politică de orice fel. Dar la începutul unui nou ciclu politic și peste câteva luni vom avea un nou președinte, un nou parlament, am ales deja aleșii locali, perfect. Cred că trebuie să începem o discuție serioasă în societate despre cum facem, fără să riscăm să centrifugăm statul român, pentru că și acolo este un risc, cum facem de o manieră rațională, de o manieră deliberată, de o manieră poloneză, dacă vreți, pentru că polonezii au făcut acest lucru acum 20 de ani. Când din 40 de voivodate au ajuns la 16, când au descentralizat important, au păstrat Varșovia ca centru politic și economic masiv, dar și celelalte, de la Gdansk la Cracovia, toată lumea crește. Deci sunt discuții foarte importante despre viitorul României. Mai este o conversație veche a națiunii noastre. Citesc cu mult interes o carte pe care vă o recomand. Este scrisă de Farid Zakaria, îl vedeți pe la CNN, un comentator foarte bun, un indian american, care se numește The Age of Revolutions, era revoluțiilor, la plural. Pentru că, într-adevăr, trăim o eră revoluționară, în sensul că revoluția geopolitică, revoluția tehnologică și revoluția societală și a modelului economic, suntem în plină eră revoluționară. Este adevărat că Olanda, la prima revoluție capitalistă, la 1600, aveau deja 60 ceva la sută din populație la 1600 trăind în mediul urban. Eu până recent, acum câteva decenii, am avut 90 ceva la sută trăind în mediul rural. Și asta e foarte ok. Deci întrebarea este care este modelul, a doua întrebare după organizarea statului, este ce model economic și de dezvoltare îmi propun. Modelul actual este un model, l-aș numi un amestec de darwinism social, scapă cine poate, și o formă de capitalism selectiv. Acolo unde este potențial economic, în marile orașe în principal, lucrurile merg bine, în restul țării lucrurile nu merg bine. Și România modernă nu a reușit niciodată, nici marii noștri
ctitori de nație, să depășim această problemă fundamentală a uriașei divergențe, decalaj de dezvoltare între marile orașe ale României și restul țării. Astăzi, în modelul actual economic al acestei țări a noastre, primele 8 mari orașe ale țării, și din zona aceasta Iașiul e singurul care se califică, produc 80% din PIB-ul național. Și restul țării, o țară cu suprafața Marii Britanii, 237.000 de km pătrați au și dânșii ca și noi, produc 20%. Și Siretu, și Pudna, și Dolhasca, și Dăbulenii, și Careiu, și Negru-Vodă. Da? Aceasta este o problemă fundamentală care înseamnă, de fapt, o bătălie pentru un anumit tip de viitor, dacă nu cresc și restul țării. Dacă nu reușesc, felicitări Universității Ștefan cel Mare pentru proiectul de la Siret, de la Centrul de Inovare și Tehnologie. Felicitări! Am întâlnit un profesor de mecanică acolo și eu am fost inginer de mecanică, de hidraulică și pneumatică și am văzut acolo ultima generație. Și în clipa în care faci învățământ dual, în clipa în care pui împreună autoritatea locală cu bani europeni, cu o universitate de bună calitate, cum este universitatea dumneavoastră, automat firmele germane vor să vină, să creeze locuri de muncă, să dezvoltă Siretul, care nu este Iașul. Este o întrebare fundamentală despre viitorul României. Și mai este o bătălie care se întâmplă în acest moment și eu conduc inovarea la NATO și vă spun ca cineva care o trăiește zi de zi și mă bucur că am avut o conferință pe securitate cibernetică cu universitatea dumneavoastră și mă bucur că doamna decan a adus un număr de studenți. Să rămână. La noi, la NATO, să ne întâlnim și mă bucur mult că v-am primit ca și gazdă la sediul NATO acum câteva luni. Mai este o bătălie pentru viitorul inovației și tehnologiei. Și țările care nu sunt cuplate la revoluția tehnologică o să piardă din nou trenul. Este obligatoriu ca România, în paralel cu investiția în dezvoltarea părții mai puțin dezvoltate a țării, să se cupleze energic la tot ce înseamnă noi tehnologii, inovare. Eu dacă aș da o recomandare, nu vreau să intru în detalii de politică publică românească, e treaba partidelor și a guvernelor, eu aș spune că pentru noi ar trebui ca, în engleză, R&D-ul să devină noul IT, cercetarea, dezvoltarea să devină nou IT. Așa cum am știut să creăm pentru IT condiții fiscale și legislative foarte atractive, cred că pentru cercetare, dezvoltare, inovare ar trebui să fim cei mai activi pentru a putea să facem și acest lucru. Apropo de proiectul european și proiectul național, este totalmente paradoxal, este paradoxul românesc despre care vorbesc în cartea mea abundent și un pic de formele fără fond ale lui Maiorescu, este că în acești aproape 20 de ani de la momentul aderării la UE, și eu ca ministru de externe am semnat încheierea negocierilor cu UE împreună cu la Uniunea Europeană cu Vasile Pușcaș, deși economia României a crescut, agregat, divergențele de dezvoltare între marile orașe și restul țării s-au adâncit. Sunt singura țară din Uniunea Europeană în care divergența internă, intra și interregională, s-a adâncit după aderare. Cu toate fondurile de coeziune, de ceva este putred în Danemarca, undeva în model. Deci, la firul ierbii, crescând și restul țării și sus, la inovare, la dezvoltare, la cercetare. Și aici universitățile trebuie și să aibă un rol alături de business pentru a dezvolta aceste lucruri. Mai este o chestiune care mă frământă și este o chestiune pe care aș numea un fel de entropie socială. Lipsa de încredere în clasa politică, care este masivă. Lipsa de încredere uneori și între noi, cu capra vecinului, ne face să fim poate mai puțin rezilienți ca societate la șocurile care vin peste noi. Dezinformare, conversații totalmente complicate în societățile noastre, decât alte națiuni europene cu care suntem în competiție și care sunt și aliații și partenerii noștri. Și sunt frământat ca lider român, ca intelectual român și ca patriot român, de faptul că există în clipa de față un început de atomizare
a modului în care noi ne vedem pe noi înșine ca națiune și ca și români și românce. Zoe Dumitrețiu Bușulenga, cred că înainte să se călugărească, spunea într-un loc, mi s-a părut foarte interesant, că neamurile care nu-și cunosc rădăcinile sunt neamuri fără moralitate. Și în clipa care îți pierzi busola morală, identitatea națională și într-un fel apartenența la ceea ce vorbesc istoricii noștri astăzi aici la Suceava, riscul de atomizare, de răzlețire a națiunii române crește exponențial. Este paradoxul românesc. Trăiesc cel mai bun moment al istoriei moderne a României, în NATO, în UE, fiecare centimetru pătrat de teritoriu românesc este un real estate strategic de primă valoare. Întrebarea este cum fac ca fiecare centimetru pătrat de real estate românesc să devină valoros și economic. Și aici intervine relația noastră cu diaspora românească. E un subiect delicat. De 5 ani sunt și eu, într-un fel, într-o diaspora, nu neapărat lovindu-mă de aceleași dificultăți pe care le au cei care decid să plece, dar trebuie să găsim un echilibru noi între noi. Pentru că și acasă avem un pic de prejudecată față de dânsii, votează și ne schimbă nouă destinul. E un pic de conversație mai complicată, dar vă spun, dacă există paradoxul românesc, dacă există un risc mai mare pentru România care se numește depopulare, demografie și riscul ca și noi la un congres al istoricilor de pe Marte de peste 100 de ani, că probabil că o să colonizăm planetele, asta e un lucru care se va întâmpla, să vorbească Doamne ferește despre națiunea română la trecut. Pentru că este cartea de istorie mai plină de națiuni care nu mai există decât cele care sunt astăzi pe planetă. Deci, într-un fel, trebuie noi o conversație română-română între cei rămași acasă și cei de afară. Și să încercăm să păstrăm această legătură de patriotism și să încercăm să profităm unii de alții. Unii o să decide să rămână acolo, alții o să decide eventual să vină acasă. Au început să vină câțiva dintre ei. Eram ieri la Pudna și îmi spune unul dintre călugări: domnul Joană, nu vă vine să credeți ce mi s-a întâmplat ieri. Ce vi s-a întâmplat? A venit o familie de români din Franța să se spovedească. A venit acolo, s-au închinat la mormântul lui Ștefan și aveau doi copii, un băiețaș mai mare și o fetiță mai micuță. Și pe băiețașul cel mare, ăsta vorbea românește ceva mai bine, și la spovedanie au vorbit românește, și fetița nu prea mai vorbea românește. Și ce a făcut călugărul de la Pudna? Îmi spune: domnul Joană, știți ce am făcut? Am folosit Google Translate și am spovedit-o pe româncuța mea într-o combinație între franceză și română. E o anecdotă foarte simbolică. Mi-a rămas undeva. Pentru că dacă pierdem legătura de limbă, de civilizație, de credință prin bisericile noastre și din diasporă, avem o problemă foarte mare. Deci aș vrea, apropo de viitorurile pe care ni le putem alege în această perioadă, să ne gândim foarte serios ce înseamnă relația noastră, decât să importăm forță de muncă anapoda. Astăzi, România, avem cu totul și cu totul 5 milioane de angajați, 1,3 milioane la stat și restul la privat. Cu o populație de două ori mai mică decât România, Ungaria are tot 5 milioane de salariați, dintre care 700 de mii sau 600 de mii la stat. Cum pot să cresc eu economia cu atât de puțină forță de muncă? De unde o completez? Cred că prima preferință trebuie să meargă către cei care au plecat și nu toți o să vină, dar o parte, dacă le facem o ofertă de nerefuzat în sensul de carieră, școli mai bune, spital mai bun. Ei nu o să vină doar pentru un salariu care crește în România, vor veni dacă au și condiții pentru copiilor să meargă la o școală decentă, ca părinților să fie tratați cu respect într-un spital sau într-o medic de familie care să facă chestiune. Deci această carte este o carte despre proiectul național românesc. Și vă spun ca cineva care și eu am căzut în păcatul pe care l-au avut și alții după căderea comunismului, să crede că suntem la sfârșitul istoriei românești, naționale românești, când am intrat în NATO și în UE. Fukuyama a spus că odată cu căderea comunismului
în Europa. S-a terminat istoria, toată lumea va îmbrățișa capitalismul și liberalismul și democrația. Și uite ce avem acum. China, Rusia, Iran, Corea de Nord, Venezuela, Cuba, cum se strâng. Eu ca lider politic, și nu e o critică, sunt încă la NATO, nu e o critică, nu pot să vorbesc atât de liber cât mi-aș dori, o să o fac în scurt timp. Eu regret că primul ministru al Indiei, domnul Modi, într-un european, a fost în Polonia și în Ucraina și n-a trecut și pe la noi. Pentru că acum se lucrează la un coridor economic India, Orientul Mijlociu, Europa, inclusiv legat de Ucraina, care trebuie să treacă și pe la noi. Dar ceea ce a existat o iluzie, care cred că asta a destrămat, a fost pentru noi ca proiect național, că proiectul național românesc, construit capitol cu capitol, de toți înaintașii noștri, și aici în Bucovina și la Cernăuți sunt atât de mulți lideri intelectuali, politici și religioși ai națiunii noastre și nu avem voie, oricât de apropiați suntem și trebuie să fim de ucranieni, să fim siguri că spunem câteva lucruri și că facem câteva lucruri, pentru că nu este ok să nu respecti elemente care fac parte din identitatea mea națională și eu cum te respect și te ajut, pentru că și tu ai nevoie de sprijin și de respect. Dar ceea ce cred că este strigătul cărții mele este nevoia de a scrie un nou capitol al proiectului național românesc care se sprijină pe cei doi mari piloni, UE și NATO, pentru că acolo suntem și trebuie să fim acolo, dar cele două proiecte nu pot fi un substitut de proiect național. Nici America nu-și pune toate proiectele în NATO. Nici Franța sau Germania, care sunt locomotivele Uniunii Europene, fondator, nu? Nu-și pun toate proiectele sub UE. Aceste lucruri sunt lucruri care se fac o parte organic din proiectul meu național, dar proiectul meu național este inevitabil mai larg, mai profund, mai ambițios, mai adânc, mai istoric decât simpla scriere la dictare și a faptului că nu jucăm la jocul la nivelul pe care trebuie să jucăm în aceste. Cum scrii un proiect național? Apropo de lider providențial și de lider responsabil. Nu poți să-l scrii în lumea modernă fără să ai un amplu dialog, o amplă conversație cu națiunea ta. Nu ai cum să-l faci. Dacă nu vezi cu antreprenorii, mari și mici, investitorii străini și români, lideri universitari, dar și lectorul care acum începe, pentru că îmi pare rău, domnul rector, a trăit în America și vă văd un lider foarte deschis, cred că nici dumneavoastră și nici eu nu le știm pe toate. Dar cum să le știm pe toate? E prea complicată societatea. Și cred că trebuie să demarăm o amplă conversație națională despre capitolul nostru. Unde este acest capitol? Păi el este extrem de coerent și de consistent cu ceea ce a gândit școala ardeleană. Sau pașoptiștii. Sau Cuza, sau brătienii, sau dinastia. Sau chiar și noi, cei care am construit România euroatlantică postcomunistă. O țară nu la periferia, ci în centrul Europei. O țară care joacă cărțile pe care le are și har Domnului le avem cu energie, cu distoinicie. O țară care crește economic și în orașele mai mici și la țară. O țară care salvează satul românesc. Și vreau să salut proiectul Via Transilvanica, care începe de la Pudna, pentru că e o șansă ca pe 1400 de kilometri să dăm șansă ca un țăran, o familie, o gospodărie, o pensiune, să poată să aibă turiști și să putem să dăm ceva și satului românesc. O Românie care nu mai este la extrema Occidentului, ci este o putere regională 360 de grade. O țară care își folosește diplomația nu pentru a face discursuri diplomatice, diplomație economică, ca să aducă bani și să promoveze exportul românesc. Este nevoie de curaj de a putea să mergem către viitorul pe care cred că România îl poate îmbrățișa, este la cumpănă și poate că pare ceea ce vă spun eu un pic preelectoral, poate, dar este efectiv ceea ce cred că se întâmplă cu națiunea noastră și cred că suntem în fața unei decizii fundamentale despre ce viitor alegem pentru noi și pentru copiii și nepoții noștri. Nu cred că am avut în acești 20, poate chiar 35 de ani,
alegeri mai importante decât cele care sunt acum. Și nu pentru că se întâmplă să candideze unul sau altul, nu asta e ideea, ci pentru că momentul este transformațional. Lumea se schimbă în mod bulversant. Societatea românească s-a schimbat, politicul a rămas în urmă. Și mi-e teamă că acest politic al nostru, dacă lăsăm nezguduit puțin, netrezit un pic la realitate și la responsabilitate, nu va fi capabil să facă față provocărilor acestei perioade. Este efectiv o bătălie pentru viitorul României în sensul cel mai propriu al acestui termen. Istoria națională a fost plină de astfel de momente de răscruce. Întotdeauna am avut încredere în proiectul național, ne-am păstrat credința și cred că un președinte care reprezintă pe toți și pe toate, națiunea română, trebuie să fie apărătorul tradițiilor și al credinței noastre, dar și promotorul modernității și progresului. Ele trebuie să coexiste, nu le poți opri. Idei din Occident care vin, unele sunt efectiv greșite și nu sunt bune pentru noi. Alte lucruri avem nevoie și trebuie să le îmbrățișăm. Deci trebuie să avem, practic, curajul să ducem această bătălie, nu o duce un singur om. Și vorbind despre Ion Rațiu, cu care am lucrat și mi-a venit când eram ambasador, cu chimir îmbrăcat ardelenește, cu un accent britanic perfect la senatorii americani, îi lua pe ea la socoteală. How would you dare not to treat my country, Romania, respectfully, cu accent britanic aproape ca regele Charles. Revin și la dânsul și închid acolo. Și acești oameni care au trăit exilul anticomunist, oameni care au avut tăria să reziste, sunt oameni pe care îi respect și de care cred că avem nevoie să facem. Și apropo de proiecte naționale. Păi măi, oameni buni, dacă după căderea comunismului, la început de perioadă complicată, de tranziție, de incertitudini strategice, de multe întrebări, multe dintre ele încă, la care nu am găsit încă răspunsul, păi dacă doi oameni din două galaxii, nu două universuri, unde vreți voi, diferite, Corneliu Coposu și Ion Iliescu, deci dacă există ceva acolo sau acolo mai opuși decât acești doi oameni, eu nu cred că am fi găsit ca spectru ideologic, ca experiență personală și exprimare politică. Dacă oamenii ăștia doi au reușit să se pună la o masă, la Snagov, și au spus că proiectul național românesc, capitolul postcomunist, este revenirea în Occident, exact ce a spus școala ardeleană, ce au spus pașoptiștii, ce a spus Bălcescu, ce am spus cu toții. Ce-o fi atât de greu acum? Că nu este mai ușor într-un fel. Țara e mai solidă, țara e mai bogată, țara e mai experimentată. Am văzut și noi, am călătorit. Nu mai suntem izolați de restul Europei. Ce ne împiedică acum să putem și politic, și la nivel de elite românești, și la nivel de cetățeni, cetățenii acestei țări, inclusiv din diasporă, să ne adunăm să scriem un nou capitol pentru proiectul național? Cred că acest război din Ucraina a fost un semnal de zguduire și de trezire la realitate. Sper că și pentru noi. Nu va fi război în România. Va fi pace în România. Și asta este marele lucru pe care NATO îl aduce și o experiență a unui om ca mine, care îmi dau seama cât de prețioasă este pacea și cât de importantă este pacea. N-ai pace, n-ai pe ce să construiești. Deci suntem în liniște, suntem în securitate, avem de cât de construit un nou capitol pentru istoria națiunii. Bătălia pentru viitorul României este bătălie pe care să o ducem fiecare dintre noi. În inima noastră, în sufletul nostru, modul în care facem sau nu facem ceva. Nu așteptați ca liderii providențiali să vă traseze, mai ales cei tineri, să vă traseze drumul. Mulți sunt și falși profeți. Mulți sunt și farisei. Mulți sunt și pur și simplu insuficient de competenți ca să imagineze un astfel de viitor. Un viitor consistent și frumos și ambițios pentru România se face cu noi toți împreună, vorbind despre el, consensualizându-l, lând și oameni cu convingeri diferite și încercând să găsești o cale pentru viitor. Este un moment pe care înaintașii noștri l-au trăit. Când Ștefan făcea luptele lui, când Mihai făcea prima unire, când regii României, regele Ferdinand și regina Maria, mergeau la Alba Iulia, când trupele noastre treceau pe lângă Arcul de Triumf, când ne-am luptat, când ne-am sacrificat, când am construit, când am avut pace ca Alexandru cel Bun. Este unul din acele momente. Și cartea aceasta sper să vă fie, dacă nu,
un ghid, măcar o provocare intelectuală pentru a vedea bătălia pentru viitorul României unde ne duce. După cum vedeți, sunt extrem de pasionat, sunt extrem de optimist, sunt extrem de energizat de faptul că în astfel de momente știu că națiunea noastră, națiunea mea, în pofida lucrurilor care ne separă și a multor puncte slabe pe care le avem, că în astfel de momente națiunea română a știut să fie la înălțimea timpurilor. Și nu că există un Dumnezeu al românilor, sunt convins că există, dar există un instinct de supraviețuire al românilor, care simt că atunci când este pericol, se strâng. Simt că atunci este o oportunitate, o apucă și profită de ea. Deci într-un loc atât de frumos ca Bucovina, într-un loc atât de, care are nevoie de brand mai puternic la nivel internațional și cred că am putea face împreună lucruri bune, dar această universitate foarte, foarte importantă și în plină dezvoltare, mă bucur să o văd crescând. Salutul meu, respectul meu și cred că nu e locul mai frumos decât să lanseze o carte despre viitorul României decât aici, în Bucovina. Vă mulțumesc mult și sunt onorat de primirea frumoasă pe care mi-ați făcut-o.